Proiectul România Educate ne aduce aminte și de carențele sistemului. Pentru guvern, investiția în învățământ este pusă pe hold, cu toate că, în teorie, investiția în educație este cea mai rentabilă într-o societate modernă. Îți explică de ce profesorul Adrian Mitroi. Dacă ne uităm la economiile care performează substanțial acum, cele din Asia, Coreea de Sud și China, avem niște exemple impecabile despre tracțiunea pe care o dă educația. Nu știm să jucăm din nefericire în această ligă. Avem bani pentru toate, dar pentru lucrurile care chiar contează și nu avem. România a pierdut șirul specialiștilor care au plecat. În ultimii 30 de ani am pierdut miliarde de euro cu formarea oamenilor care acum generează câștiguri în alte sisteme, în străinătate. Alegerea este a lor. Și arbitrajează între costul ieftin al achiziționării de cunoștințe, abilități și priceperi și le livrează în alte locații. Și IT-știi au autostrada digitală, deci ei nu trebuie fizic să fie acolo, deci ei au fost primiși. Nu avem o viziune clară în acest moment, iar premierul spune că soluția este reformarea sistemului. Ceea ce putem noi să facem este să reformăm acest sistem și să modernizăm ca pe viitor să nu mai plece nimeni. Dacă putem să atragem dintre românii care au plecat înapoi, este foarte bine.